că pericolul ăsta este pericolul înlocuirii lui Hristos. Vorbiți despre oricine, au strigat oamenii în complotul ăla de judecată, în pretoriu lui Petru și Ioan. Vorbiți despre oricine, vorbiți despre news-uri, despre știri, vorbiți despre meciuri, vorbiți despre mese, vorbiți despre ce vreți voi. Nu cumva să mă mai aud că vorbiți despre Hristos. Aveți interdicție publică. Nu mai vorbiți despre Hristos. Vorbiți despre superstiții, despre pisici negre și colorate, vorbiți despre modul în care nu știu cine mi-a făcut nu știu ce, vorbiți despre tot felul de idei de astea din munți, din zone diverse ale României, vorbiți despre datini, vorbiți despre sisteme ritualice, nu mai vorbiți despre Hristos. Știți de ce? Când se vorbește despre Hristos, oamenii sunt atinși prin puterea Evangheliei. În numele lui Iisus Hristos se iartă păcatele. Amin. În numele lui Iisus Hristos se vindecă bolile. Amin. În numele lui Iisus Hristos demonizează.